Și am spus și mă lase în pace, că deja nu mai suportam, mă dorea capul, nu știu, nu mai... Stai un pic. Asta e cumva o situație din aia în care vrei și îți dau un sfat sau numai și te ascult și îți dau dreptate? Ce? Păi săptămâna trecută te plângeai că tu speli, calci, faci curățenii și te iei așa câteodată cu amețeli. Și eu ți-am zis și ce ar trebui și faci. Și bei mai multă apă. Și tu după aia te-ai tăi la mine exact cum te uiți și amul. Păi da, pentru că sfatul tău, la orice problemă aș avea, e ca și bea mai multă apă. Păi e un sfat foarte bun. Nu orice problemă se rezolvă dacă bei mai multă apă. Nu, dar la probleme de genul și știi că ajută. Da, în fine. Ai rost să mai povestesc sau nu? Da, continuu, te ascult. Deci, cum am zis, întâi scriam continuu și deja... Te plictisesc cumva? Da, sincer, chiar mă cam plictisești cu poveștile astea. A, da? Na, bine atunci. Ce mă sfătuiești și fac? Păi ești că vei numai și te ascult. Da, dar am văzut că mori acid de plictiseală, așa că hai, dăm un sfat. Ce-a trebuit și fac? Nu vrei sfatul meu. Ba da, vreau. Nu vrei. Ba da, vreau. Crede-mă că nu vrei. Ba da, chiar vreau și aud. No, bun, dar fii atentă, nu te superi pe mine. Nu mă supăr. Promiți? Da, promit că nu mă supăr. Ok, deci... Cred că treci bine mai multă apă. O, gâță tăi!